prelua restul de întrebări și de probleme, vreau să vă anunț un singur lucru. Mâine nu vom ține webinar. Da? Deci mâine nu vom organiza webinarul. Motivul principal este că se organizează concursul Traian Lalescu. Sunt la ora actuală aproape 700 de elevi de liceu care sunt înrolați pentru a urma, cum îi zice, concursul Traian Lalescu și care trebuie să poată să acceseze simultan campusul virtual. De aceea rugămintea noastră majoră este ca mâine să încercați să nu vă programați teste de laborator sau alte activități. Poftim? Valeriu Alaci, nu tu. Valeriu Alaci, îmi cer scuze. Eu rămas cu Traian Lalescu, îmi cer scuze. Oricum, deja, să știți, sunt, nu știu cât de mult se vede pe mine, mă simt obosită deja. Deci, asta e rugămintea noastră majoră, este nu dați teste, nu faceți activități multiple, simultane cu studenții pe campusul virtual mâine. Fiindcă vor fi 650 de elevi de liceu care se vor conecta fiecare de la casa lui, de undeva de prin România, în acest concurs. Și nu dorim să nu le dăm șanse egale, încât unii dintre ei să nu se poată conecta sau să înceapă testul și să li se blocheze. Deci este o rugăminte, nu puteam să blocăm tuturor accesul pe campusul virtual pe perioada examenului, concursului de matematică, dar nu o să o facem, dar vă rugăm foarte mult, o să trimitem și un mesaj astă seară ca să nu faceți mâine până mâine după masă spre seară nicio activitate majoră pe campusul virtual. Este rugămintea noastră ca să putem să desfășurăm acest concurs în condiții bune. Da? Și acum am să încep să iau din întrebări, să văd ce mai sunt. Da, unde se pot încărca videourile? Cum am mai spus, puteți să le puneți și în contul dumneavoastră de la UPT, de pe OneDrive, de pe Microsoft, fie cu Microsoft Stream, fie simplu pe OneDrive. Este și un tutorial tot acolo în zona de tutoriale, chiar la început, se numește Sugestii pentru trimiterea înregistrărilor către studenți, în care efectiv este descris și cum puteți să faceți link-ul să fie disponibil tuturor, nu numai unora, și puneți acel link în campusul virtual. Sau puteți să faceți pe canalul YouTube. De exemplu, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, numai ce am aflat azi dimineață, au decis ca marea majoritate a cursurilor să fie integrate în canalul de YouTube al facultății, mărindu-și astfel vizibilitatea, făcând-o ca o campanie de marketing care va crea, să zicem, poate mai mulți candidați la sesiunea de admitere sau mai multe lucruri interesante, sau pe canalul propriu de YouTube al fiecăruia dintre dumneavoastră. Noi nu vă punem niciun fel de restricție, dumneavoastră decideți, este materialul dumneavoastră, este proprietatea intelectuală a dumneavoastră, dumneavoastră știți unde este. Dar rugămintea, poate chiar cerința, este ca toate materialele video înregistrate și întâlnirile de la curs, de la laborator, să le faceți disponibile studenților. Bun. Liste complete cu studenții ar trebui să se vadă pe procesele verbale. Da, decanatele nu cred că funcționează. Noi, asta înseamnă GISC. Deci procesele verbale sunt GISC. Noi am luat, deci așa am înrolat studenții, așa am făcut studenții pe cohorte, pe baza GISC-ului. Dar sunt unii care nu merge peste tot. Văd că la doamna, la Marcela Sava i-a răspuns Silviu exact. Eu am cont pe Zoom cu aceeași adresă ca și din CV, dar mi-apare unable to find your account on Zoom. Încercați să fiți logat într-un alt tab cu contul dumneavoastră de Zoom. Că aici poate am... a păstrat minte altul. Deci, domnul Adrian Popovici, încercați să fiți... Nu ne-a mers la tot fără niciun fel de probleme din prima. Și am mers cu contul nostru privat. Scuze-mă. Da. Te rog, pot să lămuresc aici... Am uitat să menționăm un aspect, e-mailul care trebuie să fie același și pe Zoom și pe campusul virtual, trebuie să-l adaug și eu la contul Zoom UPT, care este înscris în campus ca administrator, cu care s-a făcut integrarea respectivă. Deci asta înseamnă fie ca domnii profesori să ne trimită mail-ul cu care ei sunt înscriși, ca eu să-l pot adăuga, fie dacă putem, eu știu, ca să rezolvăm mare parte din cazuri, pot să import toate adresele de UPT dacă le primesc de undeva direct în cont și atunci probabil vor mai fi doar câțiva care au altfel de adrese pe CV.
Da, cred că soluția vom face că vom importa noi toate adresele de UPT, fiindcă acelea le putem lua. Deci bine că mi-ai spus, cred că asta e o chestiune mai nouă care nu știam nici eu. Aș avea și eu o întrebare legată de acest aspect, dacă îmi permiteți. Da. Eu am contul de pe campus de mulți ani creat, pe vremea când nu existau adrese de UPT. Dacă acum intru la profilul meu și îmi schimb adresa de acolo, are vreo influență negativă asupra funcționării contului meu de campus? Nu. Ok. Mulțumesc. Și eu am o întrebare, Diana. Da, numai un picule. Da, bun. Aveam vreo 3 mâini ridicate. Te rog, Ionica. Da. Florina e mai complicată. Mai, fii atentă. Eu am adresa de mail care o folosesc pe această treabă. Nu este aia de pe UPT, pentru că eu de ani de zile am o adresă defectivă. Aia nu merge tot timpul, dispar mail-uri, nu e reliable. E vreo problemă că am altă adresă? Din punctul nostru de vedere, nu. Noi tocmai de aceea am lăsat fiecare cadru didactic să aibă adresa cu care el este cel mai confortabil și pe care o citește în permanență, că pe noi ne interesează să poată să comunice. Da, și care e tot timpul la îndemână, da. Da. Și mai sunt și alte persoane în aceeași situație. Da, deci noi am fost mult mai flexibili în acest punct de vedere, inclusiv și cu cadrele didactice, dar mai ales cu studenții. Deci nu e nicio problemă. Singura problemă este că multe dintre serviciile care pot să fie oferite de către UPT, deci adică nu pot, sunt oferite de către UPT și integrate în campusul virtual, fiindcă sunt serviciile standard de Microsoft, nu le mai puteți accesa în acel moment. Aia e tot o problemă. Da, dar din moment dar ce... Dar le pot accesa colaboratorii. Da, presupun că putem merge în felul ăsta. Bine! Mulțumesc! Florin, te rog frumos! Da. Ce trebuie să fac ca să primesc, că eu am rămas la problema mea și vreau să o rezolv astăzi? Dar ți-am spus, trimite un e-mail. Okay. Cu cine e persoana, cu adresa de e-mail, cu tot. Cui să trimit mail-ul? Mie. Gata, mersi. Gata, am terminat. Cine mai ridicat mânuța? Adriana. Sorin, eu am mai ridicat. Sorin Herban sunt. Da, cred că mi-a răspuns Andrei la întrebare, pentru că v-am și trimis un e-mail, eu am încercat și ieri și astăzi și nici cum. Chiar dacă aveam cont pe upt.ro și pe Zoom și pe campus virtual, îmi dădea o eroare. Dar cred că din această cauză, Andrei, ai văzut mail-ul meu și cred că de asta ai intervenit, probabil, nu? Silviu, da. Silviu răspunde de Zoom la noi, în echipă fiecare are alte câte scuze. Eu am trimis la Andrei și la Silviu, dar da, am avut o eroare în mod constant, probabil dacă voi mă înrolați, mâine nu o să mai am. O să încercăm să facem punctual la care sunt cei care, mai ales că tu știu că ți-ai cumpărat un cont de pro cu atât mai mult, la restul o să încercăm să facem cumva automat acest lucru, să luăm astăzi adresele de e-mail ale... Mulțumesc pentru tot. Cu plăcere. O zi frumoasă. Linkul Zoom, da, Carmen Grecia, știu că tu mai doreai să spui ceva, dar între timp să răspund, linkul Zoom de pe platforma ce este accesibilă pentru 100 de studenți, pentru oricât studenți, până la 300. Dacă este contul, nu, stați un pic, cu contul dumneavoastră de basic, numai până la 100 de studenți, da. Dacă aveți un cont pro, atunci până la 300, dacă nu și dacă este contul oficial al Politehnicii. Da, același lucru, Anca Drăghici, ce a spus Silviu mai înainte, trebuie să vă înrolăm adresele de e-mail în contul de Zoom. Cei care aveți nevoie până mâine de Zoom, trimiteți un e-mail la Silviu Vert, silviu.vert@upt.ro și încearcă să vă rezolve. Dacă nu, vă vom importa toate adresele de e-mail din Politehnică și atunci toată lumea va putea fi disponibilă. Nu cred că, din punct, nu știu dacă asta e soluția cea mai bună, dar Silviu, să-mi spui tu dacă vrei asta sau vrei să faci manual cu fiecare. Decizie la tine. Tu ești responsabilul de Zoom. Vedeți cum luăm decizii în timp real. Cel mai simplu mi-e să fac import cu toate adresele, mai ales că Zoom are funcția asta de import. Așa facem atunci. Și atunci toată lumea va avea cu adresa de UPT. Dacă este o altă adresă, atunci vom găsi soluții. Și atunci să mai adaug că în cazul în care, bun, pe campus toată lumea în principiu sau 99% sunt înscriși cu adresa de UPT, dacă pe contul Zoom personal pe care vi l-ați creat nu sunteți înscriși cu adresa de UPT, puteți să
profil modificat, de la editare profil din Zoom, puteți să vă schimbați adresa cu care vă logați în Zoom, nu să fie aron.pt peste. Alo, m-auziți? Da, sigur că da, doamna profesoară. Bun. Silviu oprise. Doamna Carmen Grecia, vă rog frumos, fiindcă să ridicați mânuța la un moment, dar nu știu dacă s-a lămurit problema până atunci sau nu. Eu întrebam ce interval orar este alocat mâine pentru concursul studenților. Dacă noi ne înregistrăm după masă pentru activități, după ora 1, de exemplu? După câte știu eu... Dimineața este mai ocupată sau... Nu știu, dacă știe cineva din echipa mea, pentru că și eu am solicitat această solicitare. 18.20. Poftim? 18.20. Seara. După masa, de la 6. Deci, bun. Deci asta dimineața... înseamnă că de la 4 până la 8.30-9 vă rugăm să nu accesați. Și am solicitat acest lucru prin e-mail azi dimineață, ca să pot să fac această notificare, încă nu primisem mersi mult de tot, Adina, ca să pot să rezolv și eu. E în regulă. Vasile Gherhe sunt, pot să pun și eu o întrebare? Da, da, te rog. În condițiile în care vom realiza întâlnirile pe platformă, în Zoom, descărcarea înregistrării unde se va face? Unde setați dumneavoastră? Pe calculatorul propriu vă recomandăm puternic acest lucru, fiindcă cloud-ul de la Zoom dă erori deja. Noi am stat, o singură înregistrare am dat să se facă în cloud-ul de la Zoom, înregistrarea de marți, săptămâna trecută. Eu, de exemplu, toate cursurile și laboratoarele care le-am ținut, le-am dat la mine pe calculator, n-am avut nicio problemă. În mai mult de 15 minute mi-a terminat de făcut procesarea și mi-a făcut disponibil materialul. În momentul acela merge cel mai bine. Deci nu vă recomandăm ăsta. Automat numai trebuie să aveți spațiu. Deci goliți-vi-l. În fiecare zi puneți-vă în cloud-ul UPT-ului oriunde altundeva unde doriți dumneavoastră înregistrările, cum doriți dumneavoastră ca să vă faceți spațiu, fiindcă sunt, acum nu sunt multe, dar na, totuși sunt de câteva giga fiecare, depinde de cât e de lungă. Altă întrebare. Dacă studenții se pot avea altă poftim? Da, scuze. Elena Pămâncu, bună ziua. Eu aveam planificat mâine de la ora 16 curs cu masteranzii de la IRSSM. Ce fac? Zoom-ul puteți să-l folosiți sau okay. Microsoft Teams sau așa ceva. Campusul virtual, vă rugăm, nu? Și mai ales să nu dați cu ei, să nu dați teste. Okay. Deci asta e cea mai mare rugăminte. Bine. Este modulul de test, să nu-l derulați mâine după masă. Perfect, de mulțumesc. Test, de quiz, de încărcare de lucrări. Bine. Okay. Domnul Daniel Dan, da. Mulțumim mult de tot. Diana, dar dacă dăm teste de astăzi, temă din asta, și le spunem să nu răspundă mâine după masă sau cum să facem? Dacă le dăm de astăzi, că studenții... Da, să nu răspundă mâine după masă. Deci dacă le dăm și mesajul acesta. Da. Această lucru a fost făzgămintea. Da, domnul Daniel Dan, întotdeauna regula este că facem prezentarea mai la început și după aceea luăm sesiunile de întrebări și răspunsuri. Cine dorește stă până la capăt, cine nu pleacă mai repede. Și întotdeauna webinarile salvate în material, deci în YouTube și tot, este împărțit pe module. Anume ca să fie ușor de vizualizat, cine dorește să vadă doar prezentarea elementelor, bine, cine nu. De obicei, la întrebări, răspundem la cele mai multe întrebări care sunt generale, care sunt de interes pentru mult mai multă lume. Aș avea și eu o întrebare. Da, vă rog frumos, dacă... Gândi-o, Tilo. Ieri aveam adresa de e-mail la campusul virtual, o adresă de pe Gmail, că pe vremea când m-am înscris încă nu funcționa adresa de UPT. Ieri am schimbat și pare că ceva nu e în regulă. La mine apare că s-a schimbat deja adresa, dar n-am primit invitația astăzi. Am intrat altfel pe webinar, deci s-ar putea să nu fie tocmai în regulă totul. Mulțumesc! Da, așa cum tot spun, uitați-vă în clutter, în spam, în junk, mai ales cu adresa de UPT, fiindcă așa face adresa de UPT, n-am ce să fac eu. Ok,
Voi verifica. Cu plăcere. Mulțumesc. Să rămână. Dacă studenții se pot înrola cu altă adresă decât cea de UPT, da, da, normal, cu ce adresă am avut-o, a existat în GISC, i-am înrolat sau dacă au scris ei e-mail cu altă adresă, da. Dacă mai sunt alte întrebări... Da, eu aș mai avea o întrebare. Da, te rog. Ștefan Murbea, urmezi de la ce? Bună ziua! Mi-a fost semnalat astăzi de dimineață de către studenți o problemă legată de notificările pentru postările de pe forum. Unii spun că nu le primesc. I-am rugat să verifice în setările pe care le au pentru notificări și, într-adevăr, la unii din ei era dezactivată notificarea prin mesaje, doar notificarea din platformă. Știți, să fie ceva setări generice, default făcute ca să... Am să vă arăt, numai un piculeț, am să fac share screen din nou la mine. Doar o secundă. Deci, pe ceea ce puteți să le spuneți tuturor, absolut tuturor. Deci, în momentul să meargă în profil, la fiecare dintre ei este acolo lângă, să zicem, lângă... Da, exact asta le-am spus. La preferințe și să-și modifice. Normal, este setat cu mail, fiecare mail by mail. Deci preferințele de la forum și preferințele de la mesaje sunt două lucruri diferite. Exact, acolo deci noi avem preferințele de la forum, dacă este un curs nou creat acum, setat automat ca toate mail-urile să vină fără rezumat, fiecare articol de pe forum să meargă așa. Preferințele de la mesaje, dacă sunt conturi noi, din nou la fel. Dar na, pot să mai fie și erori sau poate au fi umblat ei pe acolo. Deci, una este preferințele de la mesajele de la forum, deci ceea ce trimiteți dumneavoastră mail de pe forum, unde automat să le intre cu rezumat așa și să fie clar așa salvate, sau dacă nu, atunci sunt mesaje, preferințele de la mesaje, unde la fel să vină de la toți ceilalți participanți la curs, prin e-mail, vedeți? Că dacă este doar contactele mele, nu le intră decât foarte puțin dintre ele. Nu era o problemă generală, doar câțiva aveau problema și am rugat să se uite în preferință, așa cum ați arătat și dumneavoastră, și într-adevăr aveau dezactivat notificarea mesaje. Au făcut-o ei la un moment dat sau când au făcut turul de început sau au acceptat preferințele, au dezactivat-o. Că atunci îi mai întreabă și pot să zic că nu la toate și atunci... Înțeles. Bun. Deci... Bun, mulțumesc frumos. Cu plăcere. Se pune că un student să apară fără activitate, ultima accesare niciodată pe campus, dar el să fie activ? Nu. Dacă a fost activ pe cursul acela, trebuie să fie marcat în campusul virtual. Și da, mâine nu avem meeting. Da, mâine nu avem, vom relua joi webinarile. Mâine și din cauza concursului de matematică, dar și fiindcă trebuie să țin un curs la cea oră. Și nu pot să fiu în două părți odată. Joi la 11, da. Joi la 11. Domnul Erban mai are mânăța ridicată. A rămas de atunci, nu mai am nicio întrebare. Bine, ok. Mersi. Cu plăcere. Dacă mai sunt alte întrebări... Da, eu aș mai vrea. Vă rog. Vă rog frumos, Vasile Gherești, tot legată de aplicația Zoom, dacă vom încerca să intrăm pe platformă cu Zoom, nu se va supraîncărca platforma? Cum rulează? Adică, tehnic. Deci dacă mâine intrăm 10 cadre didactice sau 20 prin intermediul platformei pe Zoom. De pe campusul virtual vă referiți. Exact. Fiindcă este doar un link. Este un modul care face legătura la Zoom. Nu la... În regulă. Bine. Deci doar face o interogare la Zoom. Am înțeles. Și atunci dumneavoastră aveți posibilitatea să vedeți cât timp am petrecut pe Zoom și alte cele. Nu, noi, dumneavoastră, aveți posibilitatea. Noi putem să vedem statistic doar că au existat atâtea întâlniri programate într-un anumit curs. Mm-hmm. Nu vă ascund că domnul rector ne-a solicitat ca până la sfârșitul lunii să-i dăm statisticile pentru luna martie. Deci, adică nu e nimic de ascuns, a zis-o și dânsul ieri în întâlnire. Deci toate statisticile pentru toate activitățile, pe absolut toate cursurile din acest semestru vor fi transmise oficial rectoratului.
domnul Tudor și domnul Gălățean, dar mai întâi domnul Tudor, că l-am văzut că a ridicat mâna, dacă am dreptate. Am avut răbdare, dar nu știu dacă reușesc să fiu auzit. Vă auzim, adică eu cel puțin. Da, e în regulă. Deci, prima dată mi-am trecut o altă adresă de mail, am constatat că nu mi-a intrat codul, am înțeles că trebuia să intre un cod de acces și atunci am revenit pe codul de UPT. Contează? Mă rog, am făcut modificarea. Deci nu. Este posibilă folosirea și unei adrese de mail care nu este cea a UPT-ului? Da, am tot spus am acest lucru în fiecare zi. Veți da. Încerca să rezolvați problema. Nu, deci puteți să folosiți adresa de e-mail. Noi nu răspundem de adresele de e-mail de la UPT. Deci nu separat. Contează faptul că este adresa de UPT sau nu. Adică dacă am sau n-am cont de UPT. Nu. Nu. Dar asta dacă nu aveți cont pe campusul virtual, dacă aveți cont pe campusul virtual, că mă gândiți că aveți cont pe campusul virtual, domnul Tudor, da? Nu știu, sincer. Vlad Carva, puteți să verificați dacă domnul Dan Tudor are cont pe campusul virtual, vă rog frumos, acum live. Și dacă nu, răspundem mai târziu. Deci vă răspundem imediat și vă rezolv atunci, aș vă zic. Mai sunt încă doi participanți care, domnul Gălățeanu, parcă, dacă bine ținite că am văzut. Da, bună ziua, tot în zona aceasta am și o întrebare. Eu am contul de Zoom pe adresa personală. Inițial nu m-am mers pe adresa de UPT. Din punct de vedere, ziceați de statistici mai devreme. Eu am înregistrat până acum deja două cursuri online. Acelea nu se... Pai tare, puteți să vorbiți, că foarte prost vă aud. Ziceam că am înregistrat deja două cursuri online. Da. Pe adresa personală. Și foarte bine. Și atunci, în statistică, nu o să apară. Ar trebui să îmi fac totuși adresa pe Zoom să fie de UPT ca să poată să... Nu, noi nu putem să intrăm pe Zoom. Aceea este o platformă independentă. Deci, noi statisticile din campusul virtual le putem salva. Deci activitatea dumneavoastră doar din campusul virtual. Dacă dumneavoastră puneți linkul studenților unde este înregistrat videoul, acela se va vedea. Dacă intrați, faceți comentarii, puneți postări, dați activități la studenți, teste, acelea se vor vedea. Deci ceea ce este în Zoom, noi nu putem. De aceea și ieri rugămintea domnului rector și a mea constantă a fost să vă salvați înregistrările, să le integrați undeva în Drive, în YouTube, în Stream, în ce vreți, în OneDrive, în Google Drive, unde doriți dumneavoastră și să, cum să zic, să puneți linkurile în campusul virtual sau să integrați direct videourile în campusul virtual încât să poată să fie disponibile. Noi statisticile din campusul virtual vom face disponibile pentru absolut orice altceva, așa cum a specificat ieri domnul rector, din câte am înțeles eu. Fiecare șef de departament, mai ales pentru cei cu plata Cora, va face investigare sau așa ceva dacă s-au ținut și activități față în față sau doar activități prin campusul virtual, ce teste s-au dat, acolo unde nu există activitate, fiindcă sunt oameni care nu au intrat niciodată pe campusul virtual. Okay. Mulțumesc frumos! Vă răspunde colegul meu Vlad, că aveți, domnul Tudor, că aveți cont, dar nu e accesat de mult. V-a dat reset acum la parolă și v-a trimis un e-mail. Deci verificați și junk-ul și spam-ul și verificați că puteți să accesați campusul virtual. Adresa de e-mail de pe campusul virtual poate să fie diferită de cea a UPT-ului. Nu e obligatoriu. Mulțumesc. Plăcere. Dacă mai sunt alte întrebări, dacă mai este altcineva care dorește. Eu, că ascultând, mi-a venit încă o întrebare. Ai spus că, da, deci am făcut invitația pe campus la ședința Zoom, dar nu am încărcat copia, pentru că nu știu dacă este ok să învățăm copiii să nu vină la curs și să stea să-și asculte cursul. Este musai să încarci copia cu adresa unde ai pus copia? Întâmplător o am. Da. Este musai. Da, este corect pentru ei, fiindcă ei nu sunt, poate nu toți au putut să vadă, să audă bine, să înțeleagă tot, este, cum să zic, măcar decent, dacă nu chiar obligatoriu, să le putem da drepturi egale la tot, să poată să urmărească cursurile cu întâlnirile online. Mulți dintre ei au copii, mulți dintre ei sunt căsătoriți, mulți dintre ei au un singur calculator, alții se uită de pe telefon, nu au semnal bun, punându-le la dispoziție înregistrarea activității pe care ați făcut-o, le măriți șansele ca ei să poată să vadă ceea ce dumneavoastră faceți, de fapt, deci nu altceva. Deci nu-i pentru altele. Nu este, dacă nu puneți pe YouTube, puneți-o pe campusul, pe ăsta, pe, cum îi zice, pe
OneDrive, pe zona de UPT. De acolo nu-i publică pentru nimeni. Dacă o integrați numai ca și link, ca stream, ea nu se poate descărca, mă rog, se poate captura ecranul, da? Îi trebuie ceva mai multă știință și mai multă dăbicie să o facă. Deci nu este publică în acel moment. De aceea v-am și zis, decizia e la dumneavoastră dacă o puneți pe YouTube sau unde o puneți. Când asta aveți proprietatea intelectuală asupra cursului. Dar da, în principiu este obligatoriu ca materialul care l-ați realizat cu studenții în timpul unui laborator, curs, seminar, ce întâlnire online ați avut, să fie disponibilă pentru absolut toți studenții și după aceea. Plus că ei acum nu mai au cum să vină, deci nu îi puteți încuraja că să participe la curs, că n-au cum să vină la curs. Da, este relativ, să nu faceți disponibilă. Este relativ simplu, fiindcă fiecare grup de studenți și-au format un grup al lor pe internet. Deci se pot pune cursurile și pe grup. Și pe urmă, da, vedeți numai că dacă puneți curs, material, text sau așa ceva pe Facebook sau pe WhatsApp, nu este oficial, unul la mână, doi la mână, vă pierdeți parțial dreptul de proprietate intelectuală asupra lui. Platformele, WhatsApp, ala tot de Facebook, ține, mai ales Facebook, are o politică foarte clară cu materialele care sunt transmise pe Facebook, care parțial, Facebook poate să le utilizeze în interesele lor comerciale. Scrie clar în Terms of Reference la Facebook, de exemplu. Da. Deci dumneavoastră... Exemplu, da, nu v-am zis. Numai v-am zis să știți acest lucru. În Biblioteca Politehnicii. Biblioteca virtuală și poate fi descărcat și de acolo. Ok. Dacă mai sunt alte întrebări, fiindcă am zis că durează o oră, numai și vă... Am ridicat mâna de vreun sfert de oră. Vă rog frumos, vă rog. Raul Zaharia, am ridicat mâna de vreun sfert de oră și nu știu, nu m-ați văzut până acum. Sunt 240 de participanți, pe unii văd, îmi cer scuze, dar vă rog, domnul Zaharia. Da, deci avem câteva instrucțiuni clare referitoare la examene, fiindcă noastră tocmai ați menționat și foarte corect că în afară de campusul virtual, în rest sunt chestiuni neoficiale. Adică ar fi bine să avem niște instrucțiuni clare, poate să mai facem un tutorial despre cum putem da examene, nu neapărat doar teste, pe campusul virtual, fiindcă foarte mulți dintre colegi se gândesc să dea, mă rog, subiecte pe e-mail, să le primească pe e-mail. Deci, asta spun, este foarte important în momentul ăsta, mai ales că suntem în fața prezentării a treia, să vedem cum dăm oficial, să fim cât mai blindați, să spun așa, examenele pe campusul virtual. În cursul de tutoriale pentru profesori, chiar sub News Forum, există un document care este, cred că, o indicație sau mod de examinare, ceva de genul acesta, îi spune, dacă bine țin eu minte acum. Și unde sunt create niște indicații la modul general de cum se poate realiza examen, fiecare dintre ele cu explicații de, să zicem, ce se poate întâmpla, deci din experiența noastră, adică oricare dintre acele metode le alegeți, ele sunt corecte. Puteți să dați, de exemplu, dacă aveți 2 sau 3 studenți și disciplina dumneavoastră se pretează, să le dați subiecte individuale la fiecare și să-și facă o prezentare, să răspundă oral la ea și dumneavoastră să le puneți întrebări. Examen oral, prin videoconferință. Și sunt multe altele. Sunt scrise acolo, cred că îmi spunea vreo 5 modele, 5 tipuri de cazuri am descris în acel document. Deocamdată acesta este singurul document oficial pe care eu pot să vi-l ofer. Și domnul rector ieri a și menționat tot de acel document, că a spus că există niște indicații în campusul virtual. Să știți că, la modul general, așa vorbind, pe disciplina dumneavoastră, dumneavoastră considerați ce este cel mai bine să dați ca și examen și care este cel mai valid examen, încât să fiți cât de cât corect față de toți studenții. Acum, este o situație de forță majoră. Nu mai aveți cum să dați examen în aceeași situație cum ați dat celălalt examen. Dar fiecare cadru didactic decide pentru el, pentru disciplina lui, adică răspunde pentru disciplina lui și automat și decide pentru disciplina lui care este modalitatea prin care dă examen. Dar nu vă recomandăm, părerea mea este chiar exclus, să trimiteți subiectele prin e-mail la studenți și să le rezolve. Deci asta este... Da, corect. Nici mie nu mi se pare cea mai bună idee. Nu. Am adică scris nu acolo oficial. În cursul pe de tutoriale. Oficial, pentru... clar. Da, și rămân urme și se vede puteți să-l setați pe o anumită perioadă sau un examen oral prin videoconferință. Ok. Poate vă gândiți să faceți, nu știu, poate pe vineri, poate nu chiar joi, să faceți un tutorial
Atunci, un webinar și cu, și cu asta. Bine, o să încerc până să atunci vă o să ne uităm cu toții pe, da, pe și ce există să vă și sigur avem exemplele. Da, de, da, ar fi extrem de indicat să avem un tutorial cu examenele, că se apropie asta, prezentarea a treia și mai departe. În cazul nostru, noi avem formule mai complicate și relativ mulți studenți. Deci, trebuie să aprofundăm puțin problema. Ok, vă mulțumesc. Deci, o să mai arăt, cum am zis, săptămâna trecută, vineri, am arătat cursul, scuze, posibilitatea de test într-un curs cu două, trei posibilități de întrebări. O să, mai sunt mai multe acolo, o să încercăm să le arătăm și pe restul cu banca de întrebări. Puteți să mergeți să le mai vedeți, deci sunt în webinarul de vineri care e deja disponibil, încărcat pe bucățele, deci se vede cum este. Aici din nou s-a pus și link-ul către playlist, sunt și din campusul virtual, din cursul de tutoriale, profesor, deci de oriunde. Deci nu este obligatoriu să programați examenul 3 exact cum a fost programat până acum, discutați direct cu studenții și mergeți în... cu ei când doriți noastră. Prezentarea a treia s-a prelungit până la sfârșitul semestrului 2. Bursele studenților nu sunt calculate după, decât după prezentarea a doua. Da, Marcela, te rog frumos. Am primit niște mail-uri de la câțiva studenți tot anul 2 de la zi, tot disciplina rezistența materialelor, că n-au reușit să încarce de pe telefon testul pe care l-am dat. E din cauza problemelor care încă mai sunt pe campus, oare problemelor tehnice sau că ei teme mi-au mai încărcat, deci nu că n-ar ști să încarce. Testul într-adevăr poate să dea erori de pe un browser, de pe telefonul mobil. Și din aplicație și din ăsta poate să dea erori. Deci nu este obligatoriu, depinde de setările de telefoane, sunt foarte diferite, modelele sunt foarte diferite, mai ales cele pe Android au foarte multe alte versiuni de software. Deci poate să dea error, nu este fully proof, deci adică nu merge sigur. Am înțeles. Deci am scrie... de pe browser, deci din de pe calculator din browser. Îmi scrie așa, acum mi-am amintit, iar când m-am conectat de la laptop nu mergea parola. I-am dat recover și nici acum n-am primit link de resetare. Nu există, l-a primit sigur că recover se face automat. Să se uite în junk și în spam. Bun, mersi, mulțumesc. Dacă mai sunt alte Iana, întrebări, o rugăminte, să repeți, nu știu dacă numai pentru mine, chestia cu notarea, da? Când le dăm un test, ce note, cum să le dăm note ca să iasă o chestie acolo? Nu înțeleg. Notă pe testul 1, notă pe testul 2. Da, pe fiecare notă, cum doriți dumneavoastră, fiecare decide. Dacă mai pot să O să arăt altă dată când voi arăta toată banca de întrebări. Da, din nou. Fiindcă trebuie să mă duc să arăt, nu e așa de simplu și asta deja multă lume a și părăsit întâlnirea și, și inclusiv eu la 12 jumate am o altă întâlnire în Zoom. Mulțumim frumos! Mulțumesc foarte mult! Deci nu ne vedem mâine, ne vedem joi la ora 11. Uite, vă mulțumesc tuturor! Suntem 203 acum, deci unul mai deschis. Da, vă mulțumesc foarte mult! Toate cele și bune noi, tuturor! Noi. Mulțumim! O zi bună! La revedere!